constatăm de fapt că acolo unde nu te simți bine, nu vii, nu te întorci. Sau dacă vii, nu performezi. Da? Și că principalul actor de bunăstare este inima. Da? Și atunci, eu personal sunt cel care lucrează foarte mult și încurajează foarte mult ca toată lumea să lucreze pe zona de socio-emoțional, nu cognitiv. Mai numită empatie, e doar o latură a tot ceea ce se întâmplă, se poate întâmpla, pentru că mai este și reziliența, mai este și diversitatea, mai este și bunătatea, mai este și, uite, psihologia iubirii și așa mai departe. Toate lucrurile astea se leagă într-un singur cuvânt care se numește respect. Pentru că, de fapt, despre asta vorbim când vorbim despre diversitate. Vorbim despre nevoia de a respecta pentru celălalt, pentru ceea ce este, nu pentru ceea ce cred că este. Și pentru că noi avem prejudecăți conștiente sau inconștiente vis-a-vis de o tonă de oameni. Știm noi cum sunt unguri, știm noi cum sunt romii, știm noi cum sunt blondele, știm noi mai bine decât chestia, decât toți la un loc. Știi? Dar nu realizăm că, de fapt, exemplele pe care noi le avem în față nu au nicio legătură cu ceea ce noi credem despre ei. Și de foarte multe ori, din dorința de a ne apăra, da, le dăm rău înainte să-i cunoaștem.